Bun găsit tuturor! Președintele Klaus Iohannis a ajuns la New York, oraș care se transformă încet, încet într-o fortăreață, așa cum se întâmplă an de an în timpul lucrărilor adunării generale a ONU. Mai mulți lideri de state și de guverne au început deja să sosească în oraș pentru deschiderea oficială care va avea loc mâine dimineață cu discursul tradițional al președintelui Statelor Unite, Joe Biden. Este așteptat anul acesta aici la New York și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care se va adresa și el adunării generale tot mâine, în contextul în care Națiunile Unite s-au implicat în negocierile privind încheierea unui nou acord pentru transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră. Deci așteptările lui Zelensky sunt destul de mari de la prezența sa la New York. De asemenea, președintele Ucrainei, potrivit surselor presei americane, va fi primit și la Casa Albă și va avea o discuție tet-a-tet cu președintele Statelor Unite. Sunt mulți comentatori care se așteaptă ca mâine, în discursul său în fața adunării generale a ONU, Joe Biden să anunțe un nou sprijin pentru Ucraina. De altfel, acest discurs reprezintă în mod tradițional o setare a priorităților și liniilor directoare ale politicii externe americane. Klaus Iohannis va susține intervenția națională în plenul adunării generale miercuri, iar joi va participa la o dezbatere la Universitatea Columbia despre viziunea României asupra războiului din Ucraina și acțiunile pe care țara noastră le-a întreprins de la începerea războiului. Va fi o întâlnire deschisă cu sesiune de întrebări și răspunsuri cu studenți și profesori de la prestigioasa Universitate Americană.